Salutare tuturor! În videoul de astăzi ne vom uita la un Porsche 911 Turbo produs de către Solido la scara 1x18. Această machetă este una metalică și are ca funcționalități deschiderea ușilor și direcția funcțională. Haideți să ne uităm mai de aproape. Avem partea din față care arată foarte bine. Logo Porsche acolo și de asemenea numărul de matriculare cu turbo 3.6. Pe lateral avem aceste jante foarte, foarte bine făcute, cu logo Porsche înăuntru și de asemenea îmi place foarte mult că pe etrier au scris Porsche și etrierul pare perforat. În spate avem jantele puțin mai mari, au această buză care arată foarte bine, în rest aceleași detalii. În partea din spate avem această aripă foarte mare, tipică Porsche. De asemenea, avem logo-ul 3.6, avem numărul de matriculare. Avem inclusiv Porsche scris în acest stop. Sub machetă avem mai multe detalii, are evacuatoric și am motorului. Haideți să deschidem și ușa să vedem interiorul. O să spun că nu sunt un mare fan al culorii acestui interior, însă se pare că arată foarte bine în combinație cu culoarea exterioară, care este superbă. Destul de multe detalii la interior. Îmi place această dungă de vopsită aici pe scaun. Haideți să ne uităm și pe partea cealaltă. Din punctul meu de vedere, un model foarte reușit de la cei de la Solido. Dacă te interesează acest model și dorești să-l achiziționezi, precum și alte modele de pe site-ul nostru, vreau să-ți reamintesc că ai un cod de discount de 10% în descrierea acestui video.